Ne-a fulgerat. Cum să zic, altceva nimic. Ce ați văzut, ce ați auzit? Ce să vedem, o dată, nu, gata. O bubuitură, da. Parbriz. Era chiar în fața dumneavoastră. Da, băi, în fața mea, în interior, bubuitura, bubuitura. Eu am tras repede pe dreapta, așa am opit, așa eram o viteză mică în mișcare și atâta tot. Ploua torențial? Au, ploua de lucrurile vă, piatră, ploaie, o leacă de furtună. Inițial v-ați oprit și apoi ați repornit, am înțeles. Da, mai repornit, ne-am oprit aici, am dat drumul la uși, la copii, am luat contact general și nu s-a întâmplat nimic. În ce stare e acum autocarul? În stare că nu l-am mai pornit ca să copiii nu mai facă panică, cum să mai limpiazească ploaia și tot. Din ce ați văzut noastră, doar parbrizul e afectat? Nu, 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 parbrizul mai puțin. A fost, era. Dar chestia a fost că nu mai ne-a fulgerat. Din geam, cu vin trăznetul, cu totul. Cine a avut din subate, dacă a dat cine